Vă salut și pregătiți-vă pentru o nouă întrebare. Să revedem întrebarea de data trecută. Deci atunci când cablul s-a întins, brusc, s-a rupt, dar cosmonautul s-a oprit din mișcare. Și acum cosmonautul se găsește în repaus față de stația orbitală la, să zicem, câteva zeci de metri de aceasta. Nu este niciun pericol ca el să se îndepărteze în continuare de stație și nici să cadă, am explicat acest lucru, dar rezerva lui de aer este limitată, așa că trebuie să facă ceva să se întoarcă la stația orbitală. Și întrebarea este tocmai asta. Ce trebuie să facă cosmonautul? Cum se poate el întoarce la stația orbitală în această situație prin propriile puteri, fără să fie ajutat de cei din interiorul stației? Toate răspunsurile primite au fost corecte, ba mai mult, Dumitru Antonie, Daniela Carmen Băluță și Doina Mustățea au fundamentat răspunsul folosindu-se de legile fizicii, în cazul nostru de principiul al treilea, al dinamicii, care se mai numește și principiul acțiunilor reciproce. Am avut parte chiar și de un răspuns cât se poate de dramatic, corect în sine, dat de Bran Marinică, pentru cazul în care cosmonautul nu ar avea ce să arunce. Vă recomand să-l citiți. Principiul al treilea al dinamicii spune că dacă un corp A acționează cu o forță asupra altui corp, B, atunci corpul B acționează și el cu o forță de aceeași intensitate asupra corpului A, dar de sens contrar. De aceea se numește și principiul acțiunilor reciproce. De fapt, principiul al treilea al dinamicii spune că fiecare forță din univers are o pereche egală cu ea în modul, dar de sens contrar. Și asta înseamnă, de fapt, că rezultanta tuturor forțelor din univers este zero. Răspunsul corect este, deci, următorul. Cosmonautul trebuie să arunce ceva, de pildă geanta cu scule, în direcție opusă celei în care se găsește stația orbitală. Deoarece pentru a face acest lucru trebuie să acționeze cu o forță asupra obiectului respectiv, principiul al treilea spune că obiectul respectiv va acționa și el cu o forță asupra cosmonautului și acea forță va face ca el să înceapă să se deplaseze spre stația orbitală. Dar obiectul trebuie aruncat din dreptul centrului de masă, de undeva cam de aici, pentru că altfel forța care apare va produce rotirea cosmonautului. De pildă, dacă o arunc de aici, este evident că voi începe să mă rotesc și nu este plăcut să vezi tot universul rotindu-se în jurul tău și apare o altă complicație, cum fac să mă opresc din această mișcare de rotație. Vă las să vă gândiți și la asta. În fine, când cosmonautul, după ce a împins geanta cu scule, ajunge la peretele navei, atunci el se poate prinde de ceva și apoi, folosind forța mâinilor, se poate duce, în felul acesta se poate deplasa spre ecluză și poate să intre. Dar vreau să adaug trei lucruri legate de această întrebare, care mi se par interesante. Întâi mă bucură foarte mult faptul că nu mai aud, cum se întâmpla mai de mult, răspunsul face mișcări de înot și se apropie de stație. Asta înseamnă că cei mai mulți au înțeles, poate și datorită filmelor a căror acțiune se petrece în spațiu, că nu poți să înnoți în nimic. Voi explica imediat de ce, pentru cei care încă ar mai încerca o astfel de deplasare. Poți să înnoți într-un lichid sau într-un gaz. Noi folosim verbul a nota de obicei atunci când ne referim la deplasarea prin apă, dar poți să înnoți și în alte lichide și poți să înnoți și în gaze. E adevărat că în gaze cu densitatea mică, cum este de pildă aerul la suprafața Pământului, viteza cu care ne-am putea deplasa înnotând este mult mai mică decât cea pe care o putem dezvolta în apă. Dar păsările asta fac, înnoată în aer. În al doilea rând, e foarte important să înțelegem că
modul în care se poate pune în mișcare cosmonautul în spațiul cosmic nu diferă cu nimic de modul în care se pune în mișcare oriunde altundeva. De câte ori ne punem în mișcare, trebuie să împingem ceva. Ca să căpătăm o accelerație, avem nevoie de o forță. Și ca să producem o forță, avem nevoie de un corp cu care să interacționăm. Când începem să mergem, ce facem? Împingem cu piciorul pământul înapoi. Și pământul ne împinge pe noi înainte, cu o forță egală în modul și de sens contrar. Dar pentru că masa pământului este mult mai mare decât masa noastră, forța cu care împingem pământul nu are practic niciun efect asupra pământului. În schimb, forța cu care pământul ne împinge pe noi este suficientă ca să ne pună în mișcare. Când înotăm, împingem apa cu mâinile și cu picioarele și apa ne împinge pe noi, înspre înainte. Și acum e clar, cred, de ce nu putem înnota în vid. Degeaba facem mișcări de not, nu împingem nimic și atunci nici asupra noastră nu acționează nicio forță. Deci nu putem să ne punem în mișcare fără să interacționăm cu un corp, fără să împingem ceva. Aici voi adăuga pentru cei care știu fizică, într-un sistem de referință inerțial, ca să nu fiu criticat. Această metodă este singura posibilă și în cazul vehiculelor. Toate vehiculele cu roți fac același lucru. Cu roata împing pământul înapoi și atunci pământul le împinge pe ele înainte. Elicea sau turbina unui avion împinge aer înapoi și atunci aerul împinge elicea sau turbina și acestea la rândul lor pun în mișcare avionul. Tot din această cauză, singura modalitate de a accelera și de a frâna, dar acum vorbim despre altceva, în spațiul cosmic este motorul cu reacție. El împinge un jet de gaze și atunci jetul de gaze împinge racheta și odată cu ea nava de care este atașată. În al treilea rând, vreau să adaug faptul că principiul al treilea este valabil pentru orice fel de forță, nu doar pentru interacțiuni mecanice. Chiar dacă forțele sunt de natură electrică sau magnetică sau nucleară, n-are importanță, principiul al treilea rămâne valabil. De pildă, când magnetul atrage fierul și fierul atrage magnetul, cu o forță egală în modul, dar de sens contrar. Dacă uităm de principiul al treilea, se pot întâmpla tot felul de lucruri, cum ar fi... Și acum, întrebarea de azi. Dacă vrem să alegem din două posibilități una și vrem ca alegerea să fie întâmplătoare, folosim de cele mai multe ori o monedă, adică dăm cu banul. Este cea mai simplă metodă pentru a obține două stări diferite la întâmplare și este de obicei o metodă foarte bună, pentru că probabilitatea ca moneda să cadă pe o față, în cazul unei monede obișnuite, este de cele mai multe ori, în foarte bună aproximație, egală cu probabilitatea ca moneda să cadă pe cealaltă față. Fețele monedei erau numite mai demult cap și pajură, pentru că de cele mai multe ori asta era imprimat pe ele și așa le voi spune și eu în cele ce urmează. Dar ce facem dacă nu avem decât o monedă care nu cade cu aceeași probabilitate pe cele două fețe? Acest lucru se poate întâmpla, de pildă, dacă centrul de greutate al monedei, așa cum vedeți în desen, este mai aproape de o față decât de cealaltă. Moneda va cădea, în acest caz, mai des pe fața de care centrul de greutate este mai aproape, lăsând la vedere cealaltă față. De pildă, dacă centrul de greutate, așa cum vedeți în desen, este mai aproape de pajură, moneda va cădea mai des cap. Probabilitatea de cădere pe cele două fețe nu mai este egală. Întrebarea de azi se referă la o astfel de monedă și, pe scurt, este următoarea. Putem totuși folosi o astfel de monedă pentru a obține un rezultat întâmplător?
Concret, vă voi pune trei întrebări ordonate crescător după gradul de dificultate. Prima. Să presupunem că sunteți arbitrul unui concurs în care doi concurenți sunt câștigători cu scoruri egale. Regulamentul concursului spune că în astfel de situații câștigătorul este stabilit prin tragere la sorți. Cineva vă dă o monedă, dar vă spune atât vouă cât și celor doi concurenți că ea cade mult mai des pe o față decât pe cealaltă. Atât. Nu spune și pe care dintre cele două fețe cade mai des. Și întrebarea este, cum putem folosi moneda aruncând-o o singură dată ca să stabilim cinstit, cu șanse egale, câștigătorul? A doua întrebare. Primiți o monedă despre care știți că arată mai des o față decât cealaltă atunci când cade. Totuși, vreți să găsiți o metodă pentru a folosi moneda pentru a trage la sorți cu șanse egale între două posibilități. De data asta, metoda trebuie să se bazeze pe un număr mare de aruncări. Deci aveți voie să aruncați de câte ori vreți moneda, atât pentru a găsi o regulă pe care să o puteți folosi în viitor, cât și atunci când trageți la sorți. Cum procedați? A treia întrebare, cea mai grea. Pentru că într-o sală de spectacole nu sunt decât aproximativ jumătate de locuri din numărul celor care ar vrea să vadă un spectacol gratuit organizat în sala respectivă, vă gândiți să faceți în felul următor. Când o persoană ajunge la ușă, o puneți să aleagă cap sau pajură și dați cu banul. Dacă a ghicit, intră, dacă nu, nu. Dar aveți aceeași monedă despre care a fost vorba și în primele două întrebări, adică o monedă care cade mult mai des pe o față decât pe cealaltă. Și vă dați seama că după un timp, cei care așteaptă la intrare vor observa că una dintre fețe cade mai des decât cealaltă și toți vor alege din acel moment fața respectivă. Și asta va duce la intrarea unui număr prea mare de spectatori în sală, vor intra mai mulți decât câte locuri sunt și asta nu trebuie să se întâmple. Nu puteți ascunde rezultatele tragerii la sorți, aruncării monedei, pentru că totul este televizat. Înseamnă că trebuie să găsiți o metodă pentru a folosi moneda în așa fel încât pentru fiecare persoană șansa de a intra să fie egală cu șansa de a nu intra. Și mai este o condiție. Metoda nu trebuie să presupună foarte multe aruncări, deoarece nu aveți timpul necesar să dați cu banul de 10 de ori pentru fiecare persoană care vrea să intre în sală. Puteți găsi o astfel de metodă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!